În fiecare an, mai mulți tineri din România au șansa să ajungă în orașul Boston, Statele Unite, unde merg în tabere, au posibilitatea de a lega prietenii, dar cel mai important, își pot trasa un drum în viață, pentru că au posibilitatea de a vedea o altă lume diferită de cea în care au trăit. Un exemplu este și Roberta, elevă din Brașov la Școala de Artă, pasionată de pictură. Am participat de două ori la programul IRC, prima oară în 2009 și a doua oară în 2012, și la ambele am participat în niște tabere de vară bazate foarte mult pe artă, care au fost un impuls pentru mine să încep studiile aici în Brașov, la Școala Populară de Art. Și după cum se vede și în jurul meu, munca mea a evoluat foarte mult prin această experiență IRC și, bineînțeles, mi-a deschis noi orizonturi, noi perspective asupra lumii, mi-am dat seama ce vreau să fac în viitor și a fost o experiență minunată. Pot spune că experiența în Statele Unite mi-a schimbat viziunea despre viitor, m-a făcut să gândesc mai matur, să realizez că România poate fi ajutată și să aducem experiența pe care am acumulat-o acolo aici. Educational Enrichment for Romanian Children, pe scurt FERC, este o organizație americană non-profit care oferă elevilor din România cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani posibilitatea să participe la o tabără de vară în Statele Unite și astfel au posibilitatea de a cunoaște din plin viața și cultura americană. La rândul lor, elevii devin astfel ambasadorii României în Statele Unite. În primul rând, copiii trebuie să fie buni academic. Spun buni, nu foarte buni, sunt destul organizații care se ocupă de copii geniali, dar vrem să vedem, să avem copii care sunt deschiși și dorniși să învețe mai mult. În felul acesta ei dau înapoi, give back la familiilor gazde și oamenilor pe care îi cunosc în Statele Unite și ei sunt ambasadorii tinerii ai României. Este cel mai bun mod de a promova România peste hotare. Reprezentanții organizației s-au întâlnit în acest weekend în Poiana Brașov pentru a participa la un simpozion cu tema Adolescența deschide ușile spre viitor. Mai multe informații puteți afla de pe site-ul brasovul.ro.